Nu este ceva ieșit din comun să îți dorești un alt tip de corp. Mulți oameni se chinuie să slăbească și să rămână sănătoși, indiferent de vârsta pe care o au. Însă, pentru un băiat din Indonezia, slăbitul era o chestiune de viață și de moarte. La vârsta de 10 ani, acesta era cel mai gras copil din lume. Băiatul numit Arya Permana a uimit întreaga lume datorită greutății sale uriașe de 192 de kilograme înainte de pubertate. Arya era prea obez pentru a merge la școală, era nevoit să se spele într-un iaz construit special pentru el din afara casei și nu putea face mai mult de 10 pași fără să obosească. Este neclar cum a ajuns la asemenea proporții, mai ales pentru că nici o rudă apropiată sau coleg de clasă nu are nici măcar 20% din masa sa corporală. Dar, într-un interviu recent, tatăl băiatului a dezvăluit că dieta fiului său era formată în mare parte din dulciuri și snacks-uri sărate. Apetitul feroce combinat cu dieta sa au avut niște consecințe devastatoare pentru tânărul băiat. Părinții lui au încercat să îl ajute să mănânce mai sănătos, dar aceștia cedau mereu atunci când copilul lor le cerea mâncarea nesănătoasă pe care o înfuleca copios. Tatăl său, Adeso Mantri, a admis într-un interviu: în trecut, atunci când Arya avea 5 ani și începuse deja să ia considerabil în greutate, pot spune că l-am alinat. Dacă copilul meu voia să consume dulciuri sau să bea băuturi carbogazoase, îi ofeream pur și simplu. Dacă el voia un anume tip de mâncare, instant noi îl pregăteam. Mama sa a declarat: fiul meu se îngrașă într-un ritm foarte alert și sunt foarte îngrijorată pentru sănătatea lui. Nu știu nicio cale care să îl oprească să ia în greutate alta decât să-i ofer cantități mai mici de mâncare. Arya este veșnic flămând și are o dietă enormă, el poate mânca de fapt porția a doi adulți la o singură masă. Este mereu obosit și se plânge de faptul că nu poate să respire cum trebuie. Tot ce face este doar să mănânce și să doarmă, iar când își termină rutina, el sare în iazul din afara casei și stă acolo ore în șir. Nu există o durere mai mare în lume decât să-ți vezi propriul copil că suferă. Fiul meu nu poate merge la școală pentru că nu poate merge de unul singur și are nevoie de ajutor continuu pentru orice fel de activitate și face doar câțiva pași până își pierde echilibrul. Îmi doresc să-mi văd fiul studiind și jucându-se pe afară cu alți copii din sat. Arya a fost născut acasă pe cale naturală și a avut o greutate la naștere normală de 3,2 kg. Însă, odată cu înaintarea în vârstă, acesta mânca 5 mese pe zi, care conțineau orez, pește, vită, supă vegetală și tempe, o mâncare tradițională indoneziană produsă din boabe de soia fermentate. Această cantitate de mâncare este suficientă pentru a hrăni 2 adulți. Datorită greutății sale uimitoare, părinții lui nu puteau găsi îmbrăcăminte pe mărimea sa, nevoindu-l să poarte un sarong larg pe măsura sa. Arya dormea cu capul rezemat pe perete pentru a putea fi capabil să respire cu ușurință. Din cauza posturii neobișnuite de somn, băiatul a rămas cu vânătăi permanente pe frunte. Copilul ovez avea probleme grave cu respirația, chiar și atunci când efectua activități normale, cum ar fi mersul sau spălatul vaselor. În timpul Ramadanului, Arya era nevoit să nu mănânce pentru prima jumătate a zilei, dar a fost nevoit să întrerupă această practică datorită creșterii durerilor de stomac. Cum Indonezia este o țară foarte caldă, acest nivel de obezitate nu poate face viața băiatului decât mai incomodă decât e deja. Părinții săi obișnuiau să-l scufunde în iazul special construit pentru a-l răcori. Tatăl său, care câștigă 180 de dolari pe lună, a declarat astfel: ne-au cerut să-l ducem la un spital mai bun dacă noi, ca și părinți, considerăm că are nevoie de îngrijiri medicale. Am cheltuit mai mulți bani decât am fost capabil să câștig pentru tratamentul său, însă eu sunt un fermier sărac, iar facturile medicale sunt o sarcină imposibilă pentru mine. Chiar dacă și-a asigurat un loc în cartea recordurilor înainte de aniversarea sa de 18 ani, câștigurile lui Arya de pe urma recordului doborât erau foarte mici. Potrivit Organizației de Sănătate Mondială, copiii obezi au 70% șanse să ajungă adulți obezi. Dacă își păstrează această greutate mare și la o vârstă mai înaintată, ei devin mult mai predispuși la boli cardiovasculare, diabet și diverse probleme ale sistemului de imunitate. Evident că Arya și familia sa își doresc să evite acest lucru. Așadar, în anul 2016, aceștia au apelat la o dietă drastică care l-a obligat pe băiat să urmărească un stil de viață sănătos. Potrivit Organizației de Sănătate Mondială, Indonezia este una dintre primele țări din lume atunci când vine vorba de copii obezi. În anul 2013, aceștia au declarat că 12% din copiii indonezieni erau supraponderali.
Doctorul Samuele Tora, un nutriționist clinic al unui spital din Jakarta, capitala Indoneziei, spune că rata copiilor supraponderali este în continuă creștere datorită unui stil de viață nesănătos. El a mai declarat și că economia îmbunătățită din ultimii ani conduce la o putere de cumpărare mai mare, astfel părinții își pot permite mai multă mâncare pentru odraslele lor. După avertismentul doctorilor cu privire la obezitatea extremă care îi poate pune viața în pericol micului băiat, dacă se poate spune așa, părinții săi l-au obligat să țină o dietă urgentă cu orez brun într-o cantitate extrem de mică. Aria a protestat vehement, dar părinții lui și o echipă medicală au concluzionat că aceasta este singura cale prin care băiatul își poate pierde greutatea în plus, însă ceva nu a mers bine. Chiar și supus la o dietă extremă, Aria a reușit să piardă doar 14 kg. Familia sa și doctorii responsabili de sănătatea băiatului au decis că este timpul să adopte o abordare extremă. Aceștia au apelat la chirurgia bariastică, o varietate de proceduri medicale efectuate cu scopul de a micșora stomacul băiatului atât de mult încât acesta va fi incapabil să mănânce mai mult decât este necesar pentru a supraviețui. În acel moment, Aria devenise deja faimos în țara sa natală, Indonezia, și avea o mulțime de fani care îl încurajau să piardă în greutate. Până și Ade Rai, care este cunoscut drept tatăl culturismului indonezian, a cerut unor studenți ai Academiei Sportive din Indonezia să îl ajute pe băiat să piardă în greutate. După operație, care a durat cam 5 ore, stomacul lui Aria era mult mai mic. În perioada de după operație, Aria era în agonie pentru că suferea vărsături atunci când mânca prea mult, dar în cele din urmă acesta s-a adaptat cu noul său corp și a început să scadă rapid în greutate. În mai puțin de un an, Aria a avut un progres inimaginabil și a slăbit 90 de kilograme, mai mult de 45% din masa totală a corpului său. El a declarat într-un interviu: "Greutatea mea a scăzut dramatic după intervenția chirurgicală suferită cu un an în urmă. Odată ce a reușit să piardă greutatea în plus, el a început să facă exerciții fizice regulate. În urma operației sunt necesare doar 7 lingurițe de orez pentru ca Aria să se simtă plin, iar asta a dus la pierderea unei greutăți foarte mari într-o perioadă de timp infimă, iar acesta arată mult mai subțire decât înainte." Dar tot această scădere rapidă în greutate a determinat formarea unor cute uriașe de lambouri de piele de pe vremea când era obez. De atunci, el a mai avut parte și de alte intervenții chirurgicale menite să îndepărteze excesul de piele. În prezent, la vârsta de 16 ani, Aria Permana are în sfârșit parte de o viață normală alături de prietenii și familia lui. El a început să joace fotbal pe care îl practică alături de alți copii de vârsta lui. Adolescentul și-a menținut greutatea sub control prin exerciții zilnice și un regim normal. Ar face bine să se mențină. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!